Bună seara, prieteni! Iată că ne reîntâlnim după o vară nebună și după mai mult de o jumătate de an și mai nebună, în această seară inaugurală a sezonului 6 al emisiunii Meet Milk, o coproducție a agenției Infogroup și al postului de televiziune Agro TV. Știți foarte bine, numele meu este Ilie Stoian, sunt directorul editorial al agenției și înainte de a vă prezenta invitatul de onoare pentru această seară inaugurală, dați-mi voie să o rog pe colega noastră, Veronica Andrei Ursachi, să vă prezinte, sigur că da, bineînțeles, numai decât știrile Meet Milk. Bună seara, prieteni! Sunt Veronica Ursachi Andrei și mă bucur să vă salut de la pupitrul știrilor Meet Milk. Odată cu ediția inaugurală a sezonului 6, iată care sunt noutățile pe care vi le-am pregătit. Agenția Infogroup, în calitate de organizator, luând act de situația sanitară, de ultimele evenimente din piață, precum și de dorința exprimată de o serie de companii din sectoarele de carne și lapte ale României, de a transmite un puternic semnal de continuitate economică și responsabilitate în fața consumatorilor, informează că noua ediție a Expo Conferinței Internaționale Meet Milk 2020 va avea loc, așa cum v-am anunțat anterior, în zilele de 5 și 6 octombrie la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Pentru a beneficia de o maximă audiență, conferința va fi transmisă live, integral, de postul de televiziune Agro TV, pe platforma Zoom, precum și pe paginile de Facebook Meet Milk, Infoferma, Infoaliment și Agro TV Live. Atenție, în acest an, evenimentul se va desfășura după regulile dictate de situația sanitară din acel moment, cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare. Ca urmare, în sala de ședințe va avea acces strict numărul de persoane admis de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, 50 în situația de față. Amplasarea acestora va fi efectuată cu respectarea distanțării sociale. Accesul speakerilor în sală va fi succesiv. Secțiunea Expo va fi amenajată în spațiul consacrat și nu va avea decât cel mult 20 de standuri. Vizitarea standurilor va putea fi efectuată numai în grupuri mici, respectându-se distanțarea socială. Pentru a compensa absența vizitatorilor la standuri, în după-amiezele de 5 și 6 octombrie, fiecare expozant își va prezenta produsele și serviciile în interviuri televizate live de câte 10-15 minute. Normele de siguranță stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgență vor fi obligatorii, măști de protecție, dezinfectanți, mânuși, etc. Participanții la eveniment vor fi ținuți la curent cu eventualele modificări de program, precum și cu fiecare detaliu de organizare în parte. Detalii puteți afla accesând meet-milk.ro/conferință la telefon 021-223-2521, accesând ediția online a revistei Meet Milk sau intrând pe pagina de Facebook a aceleiași publicații. Conform comunicatului emis de INS, în luna iulie 2020, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut față de luna precedentă, atât ca serie brută cu 10,3%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,9%. În luna iulie 2020, comparativ cu luna iulie 2019, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna iulie 2020 a înregistrat o creștere pe ansamblu cu 4,2%. Creșterea s-a datorat vânzărilor de produse nealimentare plus 10,3% și a produselor alimentare, băuturi și tutun plus 5,9%. Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazinele specializate a scăzut cu 4,1%. Rabobank a publicat raportul privind clasamentul companiilor de lactate în urma performanțelor financiare valabile pentru perioada 2019-2020, întocmit pe baza datelor financiare din anul 2019 și a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții încheiate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020. În urma analizelor datelor, Nestlé își păstrează locul în top cu o cifră de afaceri de 22,1 miliarde de dolari, secundată de Lactalis cu 21 de miliarde, Dairy Farmers of America ocupă locul 3 cu 20,1 miliarde de dolari, fapt care a împins Danone pe locul 4. Topul consemnează un salt de 3 locuri pentru gigantul chinezesc de lapte Illy. Fonterra cade 2 locuri,
plasându-se acum pe locul 6, iar Friesland Campina cade și ea două locuri, ocupând poziția 7. Arla Foods se plasează pe locul 9, iar canadienii de la Saputo alunecă pe locul 10. Singura nouă intrare în top 20 este cea a companiei Gujarat Cooperative Milk Federation din India, care se află pe locul 16. Clasamentul integral îl puteți găsi pe pagina online a revistei Meat Milk. Frauda alimentară costă anual industriei alimentare și a băuturilor din Uniunea Europeană mai mult de 120 de miliarde de euro, prin plata excesivă pentru ingrediente falsificate, concurență neloială și daune de reputație, notează Food Manufacturer. Din păcate, COVID-19 a înrăutățit problema, punând o tensiune fără precedent pe lanțurile de aprovizionare. Creșterea neașteptată a cererii, însoțită de întârzierile provocate de restricțiile de transport și de deficiența de personal, au crescut presiunea asupra întreprinderilor de produse alimentare și băuturi, pentru a găsi furnizori alternativi într-un timp foarte scurt. De aceea, la nivel internațional, se propune înființarea unei coaliții care să acționeze împotriva fraudelor alimentare, coaliție din care să facă parte autorități naționale, comunitare, Interpol, Europol și fondul NFU Mutual. Planul de acțiune ar trebui să se concentreze pe următoarele direcții: identificarea și eliminarea furnizorilor neprobați, efectuarea analizei de risc, crearea unui plan de gestionare a crizelor și asigurarea celor mai bune practici. Dragi prieteni, acestea au fost știrile Meat Milk. Vă las în compania colegului meu Ilie Stoian pentru o nouă ediție a emisiunii noastre. Vă urez o seară plăcută și să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare! Îți mulțumim, Veronica! Prieteni, în promoriile pe care le-am făcut, ați văzut despre cine e vorba, însă pentru cei care n-au văzut promoriile, îi anunț și îmi face mare plăcere ca să vi-l prezint revenit în emisiunea noastră pe domnul Sorin Minea. Bine ați venit, domnule Sorin Minea, președinte al Federației Roma Alimenta. Am crezut necesar să începem această serie cu domnia sa, pentru că domnul Sorin Minea poate face o sinteză cât se poate de cuprinzătoare și la cât se poate de precisă a situației din momentul de față și a sectorului de carne din România, dar și în ansamblu a întregii industrii alimentare din România, ca președinte al celei mai mari federații patronale din cam țară. Sigură. Cam singura. Așa. Domnule Sorin Minea, haideți să intrăm direct în, pentru că avem destul de vorbit. Care este opinia dumneavoastră despre evoluția industriei alimentare din România de la începutul anului și până în momentul de față? Sintetizăm prin știrea care am citit-o dimineață în revista presei dată de Mihai Vișan, director de la noi. Industria alimentară a avut cea mai mare scădere a salariului în mediu pe economie. Așa că v-am dat răspunsul. Bănuiesc că colegii din industria alimentară n-au diminuat salariile și n-au rămas fără oameni de dragul rău sau din răutate sau pentru că duceau foarte bine. Industria alimentară la ora actuală, nu toate ramurile, unele mai mult, unele mai puțin, dar industria alimentară în sine, nu numai în România, este într-unul dintre cele mai dificile, una dintre cele mai dificile perioade ale existenței ei. Iar în România poate mai mult decât în alte țări. Păi și atunci cum se pupă, ca să zic direct, informația asta de la dumneavoastră cu situația pe care o prezintă statistica, Institutul Național de Statistică, situație care spune că cel puțin pentru luna iulie, dar mai iunie și iulie, consumul de carne și vânzările de produse alimentare au crescut în lunile astea comparativ cu aceleași perioade ale anului trecut. Întrebați-vă pe cei de la statistică. Eu v-am dat o chestie certă. Salariile la bugetare au crescut, salariile în industria alimentară au scăzut. Din ce știu de la colegii mei în toată Europa, să nu mai spun numai de România, laptele este într-o prăbușire, sunt cele mai mari stocuri de lapte făcute. Carne, se știe că România n-a prea avut niciodată, la ora actuală are mai puțină decât de obicei. Și nici asta nu se vinde toată. Dacă statistica are în vedere și piața neagră, care habar n-am cât e de mare, dar bănuiesc că este suficient de mare și îmi bagă așa numit autoconsum, habar n-am. Nu cumva statistica ia în calcul vânzările de la raft care cuprind și importurile? Statistica nu știu ce ia în calcul, deci efectiv nu știu ce ia în calcul, dar în același timp
Nu au crescut nici vânzările de carne din import, nici vânzările de mezeluri. Au scăzut așa numitele importuri, comerțul intra comunitar, da, de fapt, și la preparate de carne și la lapte. Nu știu ce a statistică. A fost la începutul pandemiei, dacă țineți minte, a fost o explozie de vreo două săptămâni. Lumea s-a aprovizionat. Exact. Cum face statistica socotelilor? Înseamnă că toți cei care activăm în acest lucru suntem nebuni și nu ne dăm seama ce bine o ducem noi. Să poată. Vedeți, dacă făceați o socoteală, hai să facem o socoteală banală. Dacă făceați sociologia cu specializare pe statistică... Horeca s-a închis. Da. Horeca era unul dintre marii consumatori de carne și de lactate, dar de carne în special. Păi dacă s-a închis și a scăzut, cum am vândut noi mai bine? Că aici m-au pierdut. Noi am vândut mai bine închisându-se unul dintre segmentele importante de comercializare a cărnii. A doua chestie. Carnea de grătare a mai fost anul ăsta, n-a prea mai fost, că oamenii au stat închiși în casă, s-a cumpărat carne pentru gătit. Și asta în cantitate mică, că nu gătești cu tonă. Întâi mai a fost prăbușit, de exemplu. Corect. Deci dacă cineva îmi spune că au crescut chestiile astea, poate are o altă statistică. Iar ridicarea stării de urgență s-a petrecut de-abia la 15 mai. Absolut corect. Știți cum se făceau cumpărăturile în magazine? Știți? Și acum nu pot să dau nume de magazine astea, dar din moment ce oamenii îmi spun că au căderi. V-am dat exemplu clar. La carne s-au cumpărat ieftineciunile, ca să le zic așa, dar s-a cumpărat nu carnea de primă calitate pentru frituri, pentru că oamenii n-au mai făcut grătare. Oamenii au făcut concediu de weekend la mare pe plajă sau s-au dus la munte și au mâncat pe unde au apucat. Restul și-au gătit acasă. S-a reinventat gătitul nu numai în România, în toată Europa. Toată Europa, îndă ca fiind scădere, carne, lapte și alte produse agroalimentare, iar România îndă creștere. E România, nu? Da. Am văzut și cu ochii mei și nu pot să dau numele rețelei și chiar voiam să vă întreb, cum vă explicați faptul că în cursul lunii august au existat promoții de prețuri și promoții de produse, diminuări de prețuri de până la 40% la carnea proaspătă? Creșterea consumului, că așa zic că ea de la statistică, vă spun eu, scăderea consumului, în clipa în care nu vinzi, dai în preț, faci orice speranță că vinzi ceva. Scădere de salarii, promoții peste promoții, pe creștere de vânzare. La carnea proaspătă între 27 și 40%, foarte deci, mari. Deci economia iar carnea nu am văzut 40%. Carnea la ora actuală, iar nu numai în România, ci în toată Europa, este stagnare cu prețul. Nimeni nu face previziuni pentru viitor. Dacă eu vreau să cumpăr carne peste o lună de zile și am o discuție cu cei de afară sau cei din România, toată lumea spune, nu pot pentru că nu știu care va fi prețul, eu aș dori să crească și eu aș dori să crească, dar nu va crește. Pentru că creșterea este legată de consum. Chiar ieri, și noi am publicat ieri știrea, FAO spunea că pe o perioadă de 3 ani de zile prețul la carne ar trebui să scadă. Deci 2021, 2021, cum preferați, pe tot ceea ce am văzut statistică de afară, este considerat un an, că va fi un an prost cu scădere. Câteodată mă depășesc comunicatele din România. România trăiește din politică, nu trăiește din chestii reale. Industria alimentară este un mister pentru politicienii actuali. Putem să dezvoltăm oricât. Dar fiind în breazlă, când ați auzit ultimul comunicat în care se vorbește despre industria alimentară? Nu. Am văzut în miez de vară o discuție dintre dumneavoastră și guvern. Atâta. Și se sperau niște lucruri. Deci, s-a materializat ceva din deci în industria alimentară dialog. N-a primit nici măcar 50 de bani. În toată Europa, industria alimentară a primit oficial de la Europa, aprobat ajutare între 800 și 850 de mii de euro pe fiecare unitate mare. Nerambursabili. Pentru a sta în perioada asta și a ține oamenii. În România n-a primit niciun leu. A cerut atunci etichete de masă pentru a mări consumul. N-am văzut nici chestia asta. Discuții despre industria alimentară. Ultima discuție care am văzut-o despre industria alimentară și în care, să spunem, cerându-mi scuze, nu fac cruce, dar nu cer scuze, a fost când domnul secretar de stat a spus că de acum înainte nu își va mai face fabrică de lapte decât la care are animale. A, da. O nouă invenție, bănuiesc.
că există niște multinaționale, n-am înțeles precis, bănuiesc că suc sângele poporului. Habar n-am ce fac multinaționalele astea, care sunt 7-8, nu sunt chiar. Ca să cităm pe Caracele, care sunt vampirul. Așa. Și că de acum înainte, fabrică de lapte nu se mai putea face decât dacă ai fermă spate și a spus și la carne și peste tot. E o nouă optică în industria alimentară. Deci, pornind de la premisa că nu avem industria alimentară, o reinventăm. O nouă optică în business, de fapt. Este o chestie care a fost de-a lungul anilor, nu anului, foarte multe discuții. Fiecare trebuie să se ocupe de treaba lui. Cel care spune că le știe pe toate, în general le face prost pe toate. Există un om care cultivă pământ, un om care crește animalele, un om care produce mâncare. Ca același om poate să aibă mai multe, e o chestie reală, dar nu e o chestie obligatorie. Cu cât te ocupi de mai multe, cu atâta este mai greu și îți trebuie logistică mai multă și poți să pierzi. Și tentița e de a muta bani dintr-o parte în alta, să prăbușești tot. Agricultura beneficiază de subvenție, industria alimentară nu beneficiază de subvenție. Din cunoștințele mele, toți care au intrat din creșterea porcului, n-are rost să dăm nume, dar le știți, da, și au intrat în procesare, au pierdut în procesare. Procesarea e un pic altfel. Dar să vii ca secretar de stat să spui că noi trebuie să dispărem și trebuie să apară alții, și asta o soluție. Și se vorbește cu obstinație despre producătorul tradițional, pe care eu îl respect, pe la real. Pe la ireal nu o să-l respect niciodată. Producătorul tradițional care trebuie încurajat. Absolut corect. Numai că producătorul tradițional, spre deosebire de ce să spunem, nu poate să facă comerț intracomunitar. Tradițional înseamnă cu totul altceva. Despre micul producător, tot respectul pentru micul producător care muncește. Sunt mici producători care poate țin piața asta în cârcă mai ceva decât aia mari. Dar în același timp, în afară de ei, există și mari producători, există și industrie care e alcătuită nu numai din IMM-uri. Poate să fie alcătuită și din firme mari. Și ar le spun cu respect. În carne, firmele mari sunt cu capital 100% românesc. Deci nu încurajăm vampirii, încurajăm pe români. Se vorbește despre tot cât în lune și în stele, fără ca cineva să se consulte și cu vinovatul de servici. Am avut înțelegere și am avut câteva discuții. Vă rog să-mi permiteți, îmi cer scuze că vă întreb, dar fiecare companie de genul ăsta așa are rolul ei. Compania mare se adresează publicului, la consumatorului, unei pături largi de consumatori, și se adresează marilor comunități, producătorul mic, local, cel mult zonal, cel tradițional, corect, și despre ăștia vorbim, mai mult evenimentelor. Corect, și cantități mici, pentru că lucrează într-un anumit sistem, el trebuie să mențină o anumită... Sărbătorilor, momentelor... În clipa în care vorbim despre calitate, despre standardul de calitate, iar le spunem de foarte mult timp, nu e vorba de o calitate mai bună sau mai rea. Standard de calitate înseamnă că este o calitate stabilă. Proastă, rea, n-are nicio importanță, despre asta nu discutăm. În toată lumea, industria alimentară s-a pornit de la fermă, chestie perfect reală, omul acela a avut 3 vaci, 7 porci, a început să-i taie, să-i prepare la el în comună, pentru oamenii lui, a văzut că o afacere a crescut și la un moment dat și-a făcut o fabrică și a început să vândă în 7, 8, 9, 10, 12 comune. Au fost oamenii care produceau carnea și oamenii care au început să-i producă. Dacă noi vrem să o luăm de la capăt, îi desfințăm pe aia care au fabrici și începem iar cu reformarea atelierelor, și asta e o idee, dar duce la două chestii și asta e foarte periculos. În primul rând, prețul care va deveni volatil, nici dracu nu știe, și calitatea care va deveni instabilă. Pentru că vorbim de controlul care în firmele mari este obligatoriu și de lipsa de control. La lapte, un fermier mic poate să vândă lapte și cinste lui, cum face Petcu în acele automate de lapte, cinste lui pentru ceea ce face. Poate să facă și câteva sute de kilograme de iaurt după un sistem tradițional, termen de valabilitate mai scurt. Dacă vorbim de tone de lapte bătut, de tone de iaurt, pentru că asta dorește piața, un mic fermier nu poate. Decât dacă începe să cumpere și ceilalți fermier, își mărește fabrica și devine fabrică. Deci e o chestie, o regulă banală care nu înțeleg cum nu se poate înțelege. Nu s-a spus ideea asta, deocamdată e o propunere, nu știu dacă în strategie o să fie... Nu mă interesează dacă se poate face sau nu se poate face.
dezastru pe industria alimentară și a rozic conștient a început în clipa în care un domn pe care îl chema Dragnea, poate îl țineți minte, a început să vorbească patriotism în el și era un pseudopatriotism. Încerca să spună despre produsele românești, nu știu ce mâncaia la casă, nici nu mă interesa. Nu știu dacă îl interesa. Nu, dar era o chestie de populism care prinde. Da. Românul zice, uite-l, domne, e de al nostru. Nu, nu e de al nostru. De la acea idee s-a ajuns la concluzia că dacă îl păcălești pe român și spui că ești patriot și vei da numai miere și zahăr, tu ești bun. Ei, nu știu dacă ești bun sau ești prost, că nu asta e problema mea. Dar nu cred că românul mai e chiar așa de prost de fiecare dată, încât să pună botul, să spună la prostii de genul ăsta. La ora actuală, cel care spune că s-a născut înțelept e prost de obicei. La ora actuală eu învăț din ceea ce văd că fac alții. În clipa în care toate țările europene și nu numai europene au ajuns la concluzia că industria alimentară e periclitată și trebuie ajutată direct, eu ca România aș face același lucru. Fermierii mici strigă că nu li s-au dat bani, că e secetă, că nu s-au făcut irigații, deși ei sunt nemulțumiți. Eu spun că numai bine n-o ducem. Cine e mulțumit, domnule, că nu înțeleg? În urma tuturor acestor lucruri, dumneavoastră, ca federație, ați mai intenționat să continuați dialogul cu autoritățile, cu guvernul, ca să deblocați măcar... Spuneți o chestie minunată. Eu am avut dialog cu guvernul atunci când m-ați văzut, când noi am cerut o întâlnire cu primul ministru. N-are rost să explic care a fost întâlnirea și ce s-a discutat. În sfârșit, unele rele, unele bune. Ne-am întâlnit de vreo două ori cu domnul Simion, care răspunde de industria alimentară. Vine din industrie. Și s-a putut discuta. Dar e un secretar de stat atât, nu face politici. În rest am vorbit cu domnul Ros, care mi-e sincer țin la domnia sa. Am vorbit de două ori sau de trei ori. Ultima dată când noi am cerut ceva și s-a declarat altceva la televizor, ne-a uluit și l-am înțeles. Dar părerea mea că cel care face politicile și de declarațiile nu e nici Oros, nici Simion. Nu știm toți cine e, vine din asociații patronale. Asta era poziția și când era în asociațiile patronale, legea supermarketurile, toate minunile alea. Perseverare în greșeală, știți cum e, perseverare diabolică. Da, 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 da. Dar dacă asta se dorește și se crede că asta va duce... Noi n-am de ce să fiu vocal la ora actuală, eu ca industrie alimentară. Nu particip la jocul electoral. Dacă eu aș deveni vocal, acum ar putea fi interpretată că țin partea unuia sau altuia. Noi nu dorim să ținem partea politică ai cuiva. Noi atragem atenția nu la doctrinele de partid și ce face un partid, ci la oameni. Și la politicile economice. Și la politica economică este făcută, doamne, m-ați auzit vorbind ceva urât de Câțu sau spună că Câțu... Da, nu. Nu, doamne ferește. I-am spus o singură lucru, că la nivelul Ministerului Agriculturii... Nu, mă refeream la politica economică pe ramură. Deci politica economică pe ramură în România pentru industria alimentară este făcută de Ministerul Agriculturii. De la Ministerul Agriculturii, și a spus-o, Simion e cu industria alimentară, dar nu face politica alimentară, domnul Oros nu este cel care a dat declarațiile astea fulminante și care bănesc că le face. Deci înseamnă că avem pe cineva care atâta știe. Și care iar o să am o discuție cu el pe tema asta, nu e prima dată, și la discuția cu Orban mi-a spus exact același punct. Și este punctul de vedere al nostru, al tuturor. Avem câteva materiale trimise către Ministerul Agriculturii cu nemulțumiri, cu tot felul de lucruri. La unele am fost ascultați, la alții n-am fost ascultați, la unele au fost sancționați de Comunitatea Europeană pentru că au făcut greșeli. Există un diletantism în anumite treburi. Diletantismul nu aduce bani. Patriotismul este un lucru care ar trebui să-l avem fiecare în inimă și să credem că în țara noastră trebuie să facem lucruri bune. Patriotismul de o peretă este din Caragiale. Vocea patriotului național, asta era dintr-o scrisoare pierdută, parcă, respectivele nu? Din o noapte furtunoasă. Da, respectivele, nu, scrisoarea pierdută. O era noapte furtunoasă, vocea patriotului național. Aceste persoane sunt patriotarde, nu vorbim de patrioți. În politică există foarte multe căi. Există oameni care doresc să facă politică pentru alții, pentru binele altora, și oameni care și-au văzut viața într-un singur fel. Nu mi-a dat altceva, intru în politică și trăiesc bine. Ce merge la ora actuală pe piață? Iar în toată Europa, le-ați văzut.
Dom'le, patriotism. Le spună sora că numai pentru ei, că numai de la ei. S-a ajuns și la naționalismul de consum. Naționalismul de consum și naționalismul în general. E un lucru pe care eu nu-l înțeleg foarte bine. Noi am dorit să intrăm în Comunitatea Europeană. Nu ne-a bătut nimeni. Vă propun să facem referire la piață și la politica de consum după pauza publicitară. Colegi, repede, repede, publicitate, vă rog mult de tot. Hai, în 2-3 minute revenim la domnul Sorin Mina.